Din păcate, pentru un muncitor de 48 de ani nu s-a mai putut face nimic. Acesta a fost declarat mort după efectuarea manevrelor de resuscitare. Colegul său, în vârstă de 59 de ani, a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea și este în stare gravă, dar stabilă. Pacientul, în vârstă de 59 de ani, conștient, a fost transportat de SAJ la spital. Din nefericire, pacientul de 48 de ani, pacientului i s-au făcut manevre de resuscitare până la ora 10:41, fără răspuns. Inspectoratul Județean de Poliție Vâlcea a întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală. Urmează să efectueze cercetări pentru a se stabili cu exactitate cele întâmplate. S-a înregistrat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, vătămare corporală, neluarea măsurilor de securitate sănătate în muncă și, de asemenea, nerespectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă. Cazul este cercetat și de Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea pentru a se stabili dacă muncitorul a intrat în recipient în urma unei sarcini de serviciu. Nu se știe exact din ce motive lucrătorul a intrat în vas, dacă a intrat din dispoziția cuiva, dacă avea vreo sarcină de muncă în interiorul recipientului, pentru că vasul era perfect curat. Vom vedea dacă a fost vreo intoxicație, dacă poate a fost o stare de rău cauzată de afecțiune patologică. În acest moment suntem rezervați în a ne exprima care a fost cauza procesului evenimentului. Ultimul incident major înregistrat la combinatul chimic Oltchim a avut loc în vara anului trecut, când la un depozit a izbucnit un incendiu violent, dar nu s-au înregistrat victime.